Herghe, felicitări în primul rând pentru prestație, în al doilea rând pentru rezultat. Un tur de campionat fără înfrângere pe primul loc la 5 puncte de ocupant al locului 2. Da, bună ziua! Mulțumim frumos! Am muncit pentru chestia asta și trebuie să o spun, să știe toată lumea, chiar am muncit pentru să ajungem în situația asta, chiar dacă suntem jucători de calitate, uneori trebuie să muncești și să tragi, pentru că nu doar calitatea îți câștigă meciul. Și chiar am muncit și ne bucurăm pentru primul loc și sperăm să nu sperăm, acolo o să fim până la sfârșitul campionatului și sperăm în Liga a doua. Cum a fost astăzi? Ați început meciul din nou, poate un pic mai moale, cum se mai întâmplă în ultimele partide. A venit acel autogol relativ stupid și apoi din nou revenirea voastră. Da, eu nu pot să zic că am început puțin mai moale. Într-adevăr, am luat golul ăla, greșeală personală, greșeală colectivă până la urma urmei. Ne asumăm toți. Suntem o echipă. Cred că e mai bine așa, e mai frumos și pentru oamenii de vin lângă noi în tribună. Poate se plictisesc la 3-4-0 și pleacă acasă. Vreau să vorbim puțin și despre forma ta. Ești golgheterul echipei, dar ești și liderul celor cu pasele de gol. Da, eu încerc să ajut cât pot mai mult. Cât mi-ajut echipa, cu atât e mai bine și sunt mai bucuros. Acum sper să o țin tot așa și să dau mai multe goluri de când începe returul. Este o diferență de 5 puncte, cum spuneam, față de echipa de pe locul secund. Cam aceasta e diferența de valoare dintre voi și restul echipelor? Noi suntem o echipă cu calitate, suntem, avem calitate foarte mare și, cum ți-am zis la început, trebuie să și muncim să o arătăm în teren. Aproape 1000 de fani astăzi la meci, e adevărat că e ultimul în următoarea perioadă. Dincolo de asta, ați jucat cu sigla Corvinu pe piept pentru prima dată. Da, vreau să le și mulțumesc. Contează foarte mult să fie lângă noi în tribună și galeria, chiar dacă nu sunt la gard, să ne bucurăm cu ei, dar contează că sunt acolo. Îmi pare rău că iar începem cu chestia asta, cu nu o să mai fie suporteri și ne vaccinăm degeaba și lumea stă pe telefoane și pe televizor să vadă meci. O să fie mai greu în etapele următoare fără oameni aici? Două meciuri acolo? Da, noi trebuie să le facem bucurie chiar dacă sunt acasă și când o să-și revină lucrurile, să fie să bucure cu noi. Mulțumesc frumos! Plăcere! Mersi, Herghe!